Aparent poți cumpăra clone acum. E atât de ușoară crearea uneia, ca duplicarea unei chei și din ce mi s-a spus, eu vin într un fir de păr de ei. Ar trebui să fim identice până la nivelul molecular, aceeași nuanță de păr blond rozaliu, același nas pistruiat, aceiași ochii albaștri. Dar în cele din urmă, am sperat să nu fiu Kelsey. Să nu fiu niciodată Kelsey. Bărbatul care m-a luat acasă era de altă părere. A gesticulat spre o rochie uzată, apoi spre mine. M-am uitat la numele cusut pe dosul gulerului rochiei, Kei Lowell. L-am urmat de la spital în mașina lui, apoi spre casa lui mică la marginea orașului. Casa lui era plină de fața ei, tânără, pistruiată, o altă Kelsey dintr-o altă viață, uitându-se în jos la mine, prin o mie de rame de sticlă cu acei ochi zâmbitori, rotunzi și albaștri. Ochi care sunt ai mei, dar care nu îmi vor aparține niciodată. Să devin Kelsey pentru el a fost dificil, cu toate că unele lucruri mi-au venit de la sine. Alte obiceiuri de ale ei au fost cultivate într-o viață cu totul și cu totul diferită. Stăteam cu un picior peste altul, Apoi uitam că ea avea genunchii mereu îndreptat spre dreapta în acele poze. Urăsc ceaiul de citrice, dar el a spus că ar trebui să fie preferatul meu. Uneori vreau să întreb despre femeia mai în vârstă din acele poze, cea cu ochii mei, dar cu păr diferit și cu un inel pe deget. Nu mi-a spus niciodată numele ei. Așa că stau cu genunchii îndreptați spre dreapta și îmi beau ceaiul de citrice iar el se holbează în șemineu în timp ce whisky lui se încălzește. A pierdut-o când ea avea doar 16 ani. Asta m-a auzit mai târziu. Un moment nepotrivit să spui un glonț în cap. Poate lumea din jurul ei a devenit prea înfricoșătoare și străină, iar mintea ei prea fragilă și confuză. Uneori îl văd pe el mergând cu o umbră atât de lungă aruncată în urmă, că arată de parcă lasă o dâră de negru în spate. Am fost închisă în garajul ăsta. Plâng de trei ore. Umbra lui îmi dă târcoale. Așteaptă să iau pistolul din fața mea de pe masă. La urma urmei asta ar face Kelsey. M-am uitat afară pe geamul garajului și am văzut-o prin aerul tulbure de noapte, purtând aceeași rochie cu cheilaul cu sut de guler, stă cu mâinile tremurând de la spate, așa cum a făcut și Kelsey, așteptând ca tatăl ei să o lase înăuntru. Mi-a făcut semn spre armă din nou să o iau de pe masă. Am vrut să-l întreb de ce mă pune să fac asta, când în sfârșit i s-a întors fica dintre morți. Dar poate nu a vrut-o niciodată înapoi de pe lumea cealaltă. Poate a vrut doar să trăiască momentul acela din nou și din nou, din nu știu ce motiv sinistru a vrut să o privească cum moare mai mult decât să o lase să trăiască. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Îmi cer scuze pentru vocea asta, dar înregistrez după muncă și sunt destul de obosită. Așa că v-ați ales cu această înregistrare de o calitate mai slavă. Pe data viitoare!